Casa Teritorială de Asigurări Sociale Soroca ține să vă informeze referitor la reexaminarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2024. Începând cu 1 ianuarie 2024, se reexaminează pensiile pentru limită de vârstă și pensiile de disabilitate. Pensiile pentru limită de vârstă se vor reexamina pentru cetățenii care și-au stabilit pensia după 1 ianuarie 2019, cu condiția că au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani. De asemenea, pensiile pentru limită de vârstă reexaminate în perioadele anterioare vor fi reexaminate și acum cu aceeași condiții că va fi realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani. Pentru pensiile de dizabilitate, reexaminarea se va efectua cetățenilor care au realizat un stagiu de cotizare de la 2 la 7 ani, cu condiția că pensia a fost stabilită până la data de 1 ianuarie 2022. Cererile de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă și de dizabilitate începând cu 1 ianuarie 2024 pot fi depuse electronic prin intermediul serviciului electronic e-cerere reexaminare pensiei pe portalul guvernamental Servicii GovMD sau pe pagina oficială al Casei Naționale de Asigurări Sociale cnas.gov.md. Fiind necesar de a introduce un minim de date de identificare. Și anume, se bifează pensia solicitată spre reexaminare, pensie de dizabilitate sau pensie pentru limită de vârstă, se introduce codul de identificare IDMP-ul și data nașterii, ziua, luna și anul nașterii al beneficiarului. De reexaminare a pensiei se examinează în termen de 60 de zile și se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare din care a fost depusă cererea. Pentru informații suplimentare sau alte date, puteți contacta Centrul de Apel Specializat al Casei Naționale de Asigurări Sociale la numărul de telefon 022 257 777.